Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. Suntem la ștafeta mixtă, o ștafetă care este incompletă. Astăzi Alex Nedel cu colegul meu nu poate fi aici prezent, însă el are o școală de dans de copii în Buzău și dumneavoastră știți că trebuie să fie prezent și acolo, însă îl va înlocui în discuția mea astăzi un om special, un om pe care dumneavoastră l-ați îndrăgit foarte mult la. Survivor România. Elena Marin astăzi la ștafeta mixtă la o ediție specială. Nu este joi, este vineri, însă este Elena cu noi aici. Bună, Elena! Pupici! Mulțumesc din suflet pentru invitație și uh, salut pe toată lumea și pe toată lumea care ne urmărește. Elena, uh, ești o prezență rară așa prin studiouri, de și de televiziune și uh, online și m-am bucurat foarte mult să te am aici uh, chiar dacă nu este o zi specială de ștafetă. Tu ai fost specială pentru sezonul 2 uh, al acestui show Fenomen în România. Și uh, mă bucur tare, tare mult, repet, să discutăm, să ne vedem uh, din nou și să le mai povestim celor care ne urmăresc ce se întâmplă cu tine după competiție. Arăți fenomenal! Să Româna, mulțumesc! Încă mă chinui. Sunt încă în perioada de... Uh, adaptare, readaptare, chiar dacă a trecut atâta timp, încă am mici probleme pe care trebuie să le rezolv. Nu știu exact cum să gestionez situația, încerc să consult mai mulți medici, încerc să uh, mă gândesc, poate, nu știu, două, trei zile, care ar fi soluția cea mai bună pe care ar trebui să o iau în legătură cu ceea ce am de făcut pe viitor. Dar îi mulțumesc Dumnezeu că sunt bine, că nu am probleme grave, că... Mă bucur foarte tare că ne revedem, pentru că e o plăcere de fiecare dată. Îmi pare rău că nu e și Alex aici. Viitoare viitoare va fi și el uh, prezent, dar astăzi are. Are treabă, a, corect, Are scuza, treabă, învoit. este învoit, <laughs> da. Motivat, știi cum exact, e? Ca ca la la școală, școală, exact. Absență motivat. motivată. spuneai mai puțin mai devreme de problemele medicale pe care le ai în continuare după competiție. Uh, ce se întâmplă mai exact? Sunt uh, foarte multe persoane care ne-au întrebat de-a lungul săptămânilor acestea, ce se întâmplă cu Elena? Tu ai avut ceva afecțiuni și acolo în Republica Dominicană. Câteodată unii nici nu te-au crezut. Ei bine, acum ar, ai putea să iei lucidestul. Ce se întâmplă cu tine? Exact. Apropo de Cârcotaș și apropo de toate persoanele răutăcioase inclusiv din competiție, se pare că Ceea ce și durerile pe care eu le acuzam acolo uh, erau foarte serioase. Din punctul meu de vedere și al medicilor, erau chiar mai serioase decât uh, uh, eu știam. M-am -am accidentat în competiție, am mers mai departe, am tras de mine pentru că nu voiam să renunț sub nicio formă și, din păcate, asta mi-a dăunat acum. Am ceva probleme la ambigenunchi uh, și... Problema cea mai gravă care încă mă ține în loc și nu mă uh, ajută absolut deloc să mă întorc la dans este glezna. Ei nu te-ai întors deloc în sala de dans de când s-a terminat Survivor-ul? Nu, 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 absolut deloc pentru că nu pot merge nici măcar pe tocuri Nu știu dacă ai observat în momentul în care am, am venit observat. Am venit în Adidas și ulterior m-am schimbat pe tocuri Este. O să o vedeți odirele... pe Elena așa o să facă o piruietă chiar dacă nu poate ea să intre în uh, Bine, sala încă. <găt> de dans da. Vreau să te ridici un pic să te Cu vadă să... oamenii de acasă să vadă cât de frumoasă ești Elena și cât de mult ai slăbit Wait. Zici? Mai da. am, mai am. Mai am puțin, deslăbit, dar Arăs foarte bine, însă nu te poți întoarce în sala de dans, ai spus, din probleme medicale. Deci n-ai reușit. O să te las să-ți continui cumva povestirea. Eu te-am întrerupt un pic. Dar vreau să le spui celor care poate voiau să te vadă dansând, de ce nu se poate? Și eu voiam să mă. Nu credeam că voi sta atât de mult fără dans. În primul rând, am stat acolo o perioadă foarte lungă pentru mine fără dans și credeam că în momentul în care mă voi întoarce în țară, primul lucru va fi să fiu pe scenă. Din păcate, n-a fost să fie. Am de luat o decizie foarte importantă dacă să merg pe recuperare, doar că medicii nu sunt extraordinar de convinși că aceasta ar fi varianta optimă, sau să mă operez. Recunosc că mi-este foarte frică de operație, mi-este foarte frică de recuperare și de faptul că am probleme la gleznă și asta este meseria pe care eu o practic, din păcate sau din fericire, că este până la urmă fericire dansul pentru mine, dar din păcate îmi folosesc picioarele, trebuie să dansez pe tocuri și atunci această problemă mă ține în momentul de față pe loc foarte tare. Încă mi-e uh, foarte greu să iau o decizie. Încerc să La câți medici mai ai medici? fost, Elena? Uh, la patru medici. Ce ai fost la patru medici? Da. Uh, doi ți-au spus că trebuie să operație te Operație imediat. Uh, da, operație pentru că dansul îți solicită genunchii. Exact. Și uh, glezna Și glezna în primul și rând. Glezna, în, primul rând? Iar ceilalți au mers cumva pe partea asta de fizioterapie? Exact, doar că nu mi-au garantat. Ei au încercat, nu erau adepții operației și au zis că ar vrea să încercăm așa. Uh, nimeni nu mi-a dat nicio șansă de 100% că o să fiu ok cu fizioterapia. Și cumva sunt așa, într-o perioadă în care stau să mă gândesc, ok, și acum ce fac? Oare să aleg să fac fizioterapie? și să pierd, probabil, o lună-două, cât uh, va trebui să uh, am perioada de recuperare și oare după două luni să nu fiu refăcută și să ajung iar la operație, adică ceea ce să, va fi să foarte face trist. să cumva, greșala din competiție. Exact. Uh, pentru, pentru tine, pentru țelul pe care l-ai avut, pentru uh, dorința de a fi acolo, de a-ți uh, depăși limitele, ai uh, trecut și peste durerea asta fizică, iar uh, repercursiunile se văd și se simt acum. Din păcate, da, din păcate. Încă sunt. Se, frică, da. se frică de operație. Da, Poate sincer. uneori o operație este mai bună. Știu că e aiurea de spus lucrul ăsta, dar uh, faptul că te recuperezi după ea și uh, poți uh, dansa fără riscuri... Uh, poate meritați să te gândești mai mult. Da, corect. Asta încerc să fac, să mă gândesc, să iau varianta cea mai bună și optimă pentru mine. Și... Prima mai... dată când ți s-a dat uh, verdictul ăsta, că este un verdict, da. iar uh, tu, în ciuda a faptului că ești un om puternic, ești și foarte sensibil, cum ai reacționat? Ai început să plângi? <laughs> exact. <laughs> am început să plâng și am fost uh, devastată chiar câteva zile. Andrei... Uh, iubitul meu știe că a fost alături de mine săracul exact așa cum am spus mai devreme eu mă așteptam să revin la dans și pe scenă cât mai repede, vreau să-mi deschid școala de dans pentru copii, cea de care am tot amintit să fie așa o rivalitate între orașe, școala de dans a lui Alex, Alex din Buzău cu școala Elenei de aici nu știu dacă rivalitate mai uh, productivă. degrabă mi exact, uh, exact. mi-ar putea să facem schimb de experiență da, 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 da. Uh, și cumva Uh, și uh, cu școala de dans sunt ținută pe loc. Și atunci am trecut prin câteva zile devastatoare, în care nu știam ce să fac, în care plângeam. Andrei Săracu era lângă mine și încerca să-mi ridic, să ridice moralul și, mă, în continuare, Simt că din cele cinci joburi pe care le aveam înainte să plec în Care Dominicana, erau? Ia spune, așa uh, e. Uite-te așa în cameră și spune uh, care erau cele cinci joburi. Asistent al lui uh, Mihai Morar, Morar. da Lucram la Circul Metropolitan de Stat. Așa. Uh, lucram, aveam evenimente pentru Andreea Bălan. Uh, evenimentele mele și lucram la o sală de fitness. Bun. Deci nici unele nu mai uh, le poți uh, onora acum? Din păcate nu. nu. Așa cum am spus și mai devreme, nu pot merge nici măcar pe tocuri. Și dacă la dans și la scenă să zicem că aș fi putut să mai dau puțin pas și m-aș fi gândit că ok, trebuie să mă recuperez și să fiu ok, ceea ce mă necăjește, ca să spun așa foarte tare, este faptul că nu îmi pot deschide școala de dans. Este important, vreau să fac toate stilurile de dans. Dacă fac dans sportiv, îmi trebuie uh, pantofi de dans sportiv ceea ce nu-mi permite să le arăt copiilor. Dacă fac balet clasic cu ei, trebuie să le arăt Celeva, cu tot ce înseamnă roloveuri da. și poante și așa mai departe, ceea ce iarăși nu-mi permite glezna. Și cumva simt așa că trebuie să iau o decizie mai repede, că trece timpul și este în defavorarea mea. Așa e, trece timpul uh, și pe la nivel psihic te afectează Asta foarte este. mult. Dar ceva, ceva, nu ai încercat măcar uh, o kinetoterapie? Ai lăsat totul doar pe mâna medicilor și n-ai vrut să riști, să faci nici măcar niște exerciții? Încerc. Și de, de la domnul Teo țin minte că mi-a da? dat câteva exact, exerciții da? de făcut. și, domnul doctor, da? da. domnul doctor. Și încerc să țin cont de ele, dar simt că este mult prea puțin. Așa este când te antrenezi zi de zi, când ai un alt fel de mod de viață, este total, nu știu, ieșit așa cumva din comun să vezi că nu mai poți să faci nimic. Mi-aduc aminte că și eu când am căzut în urmă cu câțiva ani și nu mai puteam să merg, mă uitam la toți oamenii care pășeau pe stradă și puneau un picior înainte, unul după celălalt și mă gândeam, Doamne, cum se merge? Eu, oare eu o să mai pot vreodată să merg? După un an am reușit. Dar țin minte că în uh, anul rest... Un anul am stat, da, aproape un an. Am căzut în... Uh, N-am văzut o treaptă mică în uh, februarie, la început. Și abia în uh, decembrie am putut uh, să merg normal și să-mi pun un toc. A mai speriat mai Să nu fie la fel uh, și la tine, Doamne ferește. Uh, dar... Uh, Există lucruri, Mi s-au întâmplat foarte multe lucruri pozitive după acest incident. După acest incident, da. Inclusiv aceste emisiuni online. Asta înseamnă că după rău vine, rău vine bine de fiecare Doamnești. dată, știi? Și așa cred că și uh, tu vei lua la un moment dat cea mai bună decizie în privința uh, gleznelor să te operezi sau nu pentru a -l fi acolo unde îți dorești tu să Asta fii. Este. Lângă copii sau lângă oamenii care te iubesc pe scenă. Așa este. Și abia aștept și cu siguranță. Uh... Mă voi gândi, mă mai sfătuiesc și cu tine, <laughs> pentru că, uite, ai trecut prin, să zicem, probleme similare și o să iau cea mai bună decizie. O să apelez, o să-ți că... să pot recomanda și eu medicii mm -hmm. care pe mine m-au făcut bine, clinica la care eu m-am recuperat, o clinică foarte bună, și bă, peste puțin timp să zâmbim și să ne aducem aminte doar așa. Că A fost un mic incident. A fost un ai, în Republica Dominicană a existat un moment în care ai crezut că nu te vei mai întoarce pe traseu? Nu no. Adică at, să te doar atât de tare mă refer la Glezna încât să te gândești Doamne, trebuie să merg mai departe să mă menajez din punct de vedere al sănătății sau să rămân? Nu, am fost un pic inconștientă. Singurul moment în care mi-a fost foarte frică că voi putea părăsi competiția a fost în momentul în care m-am accidentat. În momentul în care am văzut că este glezna mea un butuc, în momentul în care am văzut că a început să mi se umfle și nu puteam călca în picior. Atunci mi-a fost într-adevăr cel mai frică. M-am gândit oare pot continua, oare am să fiu descalificată sau am să îmi urmez visul. Uh, ulterior m-a liniștit domnul Teo, am avut acea perioadă de prepaus și după am tras cu dinți în continuare, pe traseu cumva era acea adrenalină și îți doreai foarte tare să tragi de tine. În momentul în care ieșai de pe traseu și să te-ai pe bancă sau în momentul în care mușchiul se răcea, începeau să resimți. te simți. Exact. te dureau uh, te... toate. Exact, exact. E, erau nopți în care nu puteai să dormi de durere? Da, dar nu doar de gleznă, și de spate, și de toate cele. Era greu acolo pentru că se auzeau tot felul de sunete, pentru că erau în momentul în care nu era, în momentul în care era luna plină, vedeai totul. Erau ca un fel de beca prins ce veghea asupra noastră. În momentul în care uh, nu era lună plină, era beznă total. Te duceai la toaletă și nu știai dacă o să dai cu capul de vreun palmier sau nu. Efectiv, nu puteai să vezi nimic. Toaleta, pui. Ii, bă, propriu zis, lângă un șunglă. copac. Da, 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 bă, nu un copac, lângă un palmier. Lângă un palmier pe plajă, unde găseai. Așa este. Uite, Oamenii de acasă spun că ar trebui să ai încredere în medicii români, spune doamna Maria din Istanbul. Pentru mine au făcut minuni și datorită lor sunt aici și scriu rândurile acestea. Sănătate multă, doamna Maria, și să auzim numai de lucruri bune. Ionuț Dumitru spune că trebuie să dansezi, la fel și doamna Gina, Gina, toată lumea te vede tot pe scenă, e super, super frumoasă, ești minunată să-ți dea Dumnezeu numai bine, îți spune Ionuț și Lili Stoian la fel, și minunat, Elena la fel și doamna Doina Luncan și Irina Șerban foarte multă lume te-au iubit în competiție și vreau să ne scrie și să ne transmită gândurile lor bune fiindcă ai fost o competitoare puternică acolo în competiție și meriți tot respectul tuturor. Mi-a scris cea mult respect pentru tine și pupici Elena. Mulțumesc și pentru mine. Sunt foarte multe mesaje de la dumneavoastră. Am încerc pe parcursul emisiunii să citesc multe dintre ele. Știți că eu sunt așa aici cu ochii pe telefon. Chiar dacă nu este Alex în preajma mea, eu tot sunt atentă să știu ce spuneți și dumneavoastră. N-ai avut doar problemele la acelea la picioarele. Elena ai mai avut și problemele cu greutate. Da. Aș vrea să, nu știu, să vedem o serie de imagini cu tine și când uh, erai în competiție, uh, să-și aducă aminte oamenii în forma uh, bună sau în forma Uite, aici de... ești înainte de competiție, în da. forma foarte bună în care ai plecat în Republica Dominicană, da? Exact. Uh, în forma pe care ai avut-o și ai și demonstrat-o pe traseu. Hai să vedem uh, cum te ai prezentat uh, Uite, Colegii mei vor ca da. bărbații să nu mai aibă zile, ore liniștite după amiază asta și uite cum te prezintă pe tine, cum arătai înainte de Republica. Înainte. E bine, e bine că dau aceste poze. Da, da, da. Eu sunt fericită. Un, unde arăt. e uh, În uh, La fostul loc de muncă. A, așa te duceai? Ia uite e fostul loc de muncă. Ia uite ce frumos arătai. aici. Aici eram la filmarea unui videoclip. Foarte frumoasă, Elena. -a -t -a -t -a. Uh, nu, și acum este foarte frumoasă, dar am vrut să-i redăm așa în niște imagini pe care uh, le văd doar cei de pe adresa ei de pe Instagram. Acum vreau să le vadă toată lumea. Uite-te și în sala de dans, așa te antrenezi. Uh, da, așa mă antrenam. Așa te antrenai, da? <gânt> da, da, da. Lucrez foarte mult la mobilitate, este foarte importantă, mai ales în dans, și, din păcate, se pierde repede. Și cei mici știu asta și cei care lucrează la mobilitate știu foarte bine că se lucrează dacă nu ai mobilitate nativă cu foarte multă muncă. Îmi Totul de... cu multă muncă. Apropo de mobilitate, mi-am amintesc, dacă îmi permis să spun ceva, cum am făcut eu mobilitate cu profesorul meu de balet. Așa, spune Improviza, încerca să improvizeze Și la un moment dat ne punea în flutura Și acea poziție pe spate cu picioarele călcâi în călcâi Cred că știi despre ce vorbesc Da, nu? da, da, știu uh, Și ne punea masa de călcat, masa de călcat obișnuită Și, și eu am făcut puțin balet așa. Ai pățit asta? Da, 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 da. <laughs> Și peste masa de călcat ne punea bidoane de 5 litri umplute cu apă Și trebuia să stăm acolo o oră, două, cât pentru a se forma mobilitatea și pentru... Urai momentele astea, e adevărat, dar ele au fost foarte bune pentru tine. Parte mai din tăzi. formarea mea. Parte exact. din formarea ta. Uite, asta sunt primele imagini din competiție. Cum arătai tu la, pe traseele de început? Perfect. Uite, costumul ăsta îți venea turnatele. Cum, cum l-ai găsit? Înainte de a pleca în Republica Dominicană te-ai gândit și la costumațiile astea? Pentru că femeile, în general, sunt atente la detalii. Da. Uh, Care e istoria costumului tău? Primului costum de aici. Istoria costumului. Eu trebuie să recunosc că partea de sus uh, o aveam deja uh, și mi-am cumpărat doar partea de jos. Mi-am dorit neapărat să am un kilot cu talie înaltă, să nu fie un slip normal. Și cumva din două piese mi-am făcut un costum de baie care să fie Adică ți l-ai făcut tu? Da, 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 da. Te uite, ești foarte talentat. Uh, acest costum de baie aveam un slip foarte minuscul și atunci trebuia să găsesc o alternativă mult mai bună. Și codițele uh, era foarte cald acolo în Republica Dominicană. Uh, și abordai tot felul de de coafiuri. De ce ai ales așa cele codițe? Era mai practic, mai Era mai ușor? practic. Nu îmi venea părul în față, în același timp nu prindeam tot părul și încercam să cumva să îmbin utilul cu plăcutul acolo. Dacă mă pieptănam cu furculița... Așa. Că, Am mai auzit. Nu, cât, exact. Nu aveam încotro. Nu aveam că încotro. Apela la așa ceva. Da, da, da. Încercam de fiecare dată să... Un fie comod, în primul rând, să nu am păr în față. Asta era foarte important pentru mine. Pentru că în momentul în care ești, intri într-un traseu, în care ai nămol sau în care ai apă, în momentul în care ai te desfăcut, te incomodează. Și asta a fost varianta pe care am ales-o eu ca fiind cea mai ok și rapidă pentru mine. Oricum a stătea foarte bine cu codițele astea. Mulțumesc! te arăta așa ca în primele zile de școală. Știu că am urât întotdeauna să mă duc la școală și să-mi fac două codițe. Acum îmi place. Dar aveam o dirigintă, cel puțin în liceu, care nu suporta să vadă fetele din clasă cu părul desfăcut. Și purtai două codițe și astfel că multă vreme nu mi-am făcut codițe da, da. de aceea și poate și pe aici prin emisiune mai mereu un las părul desfăcut să stea desfăcut am rămas cu sechele din, exact. din școală foarte bine Au trec, a trecut ceva și avem o imagine din competiție când tu te un pic la față multă lume de acasă din fotoliu mergea pe ideea Că ai mânca uh, dincolo de competiție. Însă, ce se întâmpla aici de s-a uh, schimbat un pic uh, ceva în organismul tău? Da, sincer să fiu, nici eu nu știam exact ce se întâmplă cu mine. Bine că nu aveam oglindă să mă văd cât de traumatizată eram. În momentul în care am prins un reward și m-am uitat în oglindă, trebuie să recunosc că a fost foarte tragic pentru mine, pentru că nu mă așteptam să arăt chiar așa. După întrebat... cât timp s-a întâmplat? Cred că după vreo trei luni, nu? Nu, 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 cred că mai repede un pic, sau cel puțin... nici <sus> nu mai știi că trecea nu timpul. Nu mai știu, exact, da. nu, nu mai știam exact. Uh, și da, pentru mine a fost foarte traumatizant atunci când m-am văzut în după oglindă. Poți, cinci, uite că mă... Mie. Știi cine îmi suflă mie din spate? Cred că știu. Da, da, da. da. Cine, cine? E un domn, cred un dom? că îl cu... da, cunoști foarte bine și îl cunosc foarte bine. Pe... Este vorba despre iubitul tău. Cel care n-a vrut să fie aici în studio alături de noi a zis că este doar momentul tău, Elena. A venit care este de fiecare, bine și mulțumesc. Da, a venit tot. de fiecare. că te întreb și despre el, ce... că nu o să mai fie așa cu ochii pe noi. Deci, după 5 luni ai văzut oglinda? După 5 luni, da, știe <laughs> Andrei, da, dar a fost groaznic. Nu, eu nu realizam acolo, neavând oglindă. nu știam exact nici cum arăt, nici cât m-am umflat. Uh, erau, într-adevăr, cârcotașii care vorbeau urât, dar în același timp și persoane care îmi erau alături și îmi spuneau nu e chiar atât de grav, hai că ești ok. Și atunci, cumva, nu știam ce să cred. Am aflat de la domnul Teo că au fost probleme hormonale uh, și cred că de acolo au plecat majoritatea problemelor mele. Cu siguranță și cocosul pe care noi îl mâncam. Uh, a avut caloric ceva, Da, da foarte un mult. rol, așa în ghilimele. Exact. Era bun, dar... era hrănitor, dar, pe de altă parte, acționa asupra organismului, exact. cumva. Exact, exact. De mâncat, așa cum poate au spus unii dintre telespectatori, nici nu s-a pus problema exact ceea ce se vedea acasă, mâncam, dacă se poate spune mânca, asta dacă câștigam, dacă nu câștigam, ne întorceam la renumitul nostru cocos, pe care la un moment dat nu mai puteai suporta în niciun fel, nici fiert, nici prăjit, nici în starea lui naturală, nici cu sare, nici cu... Absolut nu puteai să-l mai mănânci sub nicio formă a lui. Dar cum foaie, foamea Uh, își spune de cuvântul, de așa, și așa, Exact, da, da, da. Și incontru... umblă pe la stomacel. La un moment dat, n-aveai ce să faci și trebuia să te saturi cu o bucățică de cocos. Mai mân ai mai mâncat cocos de când te-ai întors din Republica Dominicană? Uh, nu am mâncat, în niciun caz, cocos în starea lui naturală, dar trebuie să recunosc că le-am mâncat în niște bombonele cu ceva bilchior și nu mi-a displăcut Și asta m-a uimit, trebuie de să recunosc. Vezi? Sunt inspirații cei din Republica Dominicană să vă mai aducă cocosul altfel. Mai, dacă dădeau mama Juana din aia de a lor, da, da, din da, zonă, da, da. poate era mai bun. Nu? Exact, la și schimba un moment gustul dat, schimba pic. gustul. Uh, câte kilograme te-ai îngrășat acolo, Elena? 10 kg. 10 kg. Iar da. acum ai reușit să dai uh, jos câte? Am reușit să dau o parte jos din ele. Din punctul meu de vedere, mai am, din punctul din punctul de vedere al uh, iubitului meu, spune că este bine așa. E perfect, dar așa. Trebuie să ne simțim bine noi în pielea noastră. Poate, nu știu, nu știu dacă neapărat aș mai da uh, kilograme foarte multe jos, cât ne-ar plăcea să mă întorc la dans și la sală, să mă tonifiez și să uh, cumva să se așeze altfel musculatura pe mine, așa cum era în trecut. A, eu, eu cred că um, ai mare dreptate. Uneori, nu contează numărul de kilograme, ci felul în care arăți tu uh, ca persoană. Exact. Și vârsta, uh, își spune cuvântul câteodată, oasele sunt mai grele, poate ai uh, 58 de kilograme, dar când te vede cineva, uh, arăți de 52. Exact. Nu, eu, știi cum sunt eu. Nu, eu nu mă urc niciodată pe cântat, Serios? Nu știu niciodată câte kilograme. am, Nici Foarte acum. Bine. Nu sunt obligată să mă cântăresc. Eu <laughs> nu mă cântăresc, știi cum? De la pantaloni și de la haine, îți Dai seama, seama eu, imediat dacă te dacă ai 15 pe, pe sau ai plus, mai... plus sau pe minus. Uh, Ți-a fost greu să dai kilogramele jos la întoarcerea în România? Mi-a fost greu. Inițial în cred că primele două săptămâni, cât încă aveam acele dereglări hormonale, trebuie să recunosc că nu prea mâncam. În mod normal, m-aș fi așteptat în momentul în care m-am întors în țară să rup mâncarea. Să mănânc fast food, să mănânc tot ceea ce îmi poftește sufletul, să iau coșuri pline de dulciuri. Nu s-a întâmplat asta. Nu am avut pofte. Uh, că tot vorbeam de Andrei, iubitul meu, uh, se roagă, sau, și acum, se ruga de mine să mănânc. Și îmi spunea, dar ce-i cu tine? De ce nu mănânci? În momentul în care am văzut că nu prea mănânc... Nu, să-i stomacul mic. Corect, că era corect. Dar aici a, a intervenit problema. În momentul în care mi-am dat seama că nu mănânc și cu toate astea nu dau jos kilograme, m-am speriat. Și am zis, wow! atunci ce ar trebui să fac? Sport nu puteam să fac, de mâncat oricum nu prea mâncam și am fost un pic panicată. Ulterior, după vreo două-trei săptămâni, corpul meu a revenit la, la, normal. la normal și am început ușor-ușor să elimin din kilogramele pe care le aveam în plus. Repet, probabil dacă m-aș fi, fi întors la dans și la sport, aș fi reușit mult mai mult. Dar ușor, ușor. Dacă te place, Andrei, așa. Corect, nu mai contează. Să important știi că și. El. bărbații de aici, din redacție, o plac așa pe Elena. Nu mai trebuie să se mai îngrașe. De sport trebuie să se apuce. Clar. A, asta este clar. Ce ți-a gătit, Andrei, prima dată și prima dată când te-ai întors aici, în România? Ce mi-a gătit sau ce i-am gătit? No, ce ce ți-a gătit el și ce ai gătit tu? După. Uh... avea grijă cumva de tine. Știe să gătească, de fapt? Asta e ar fi întrebarea prima. Măcar o omletă ceva, știe, Cartofi și ideea, ideea este alta, nu știe să gătească. Dar se seama după mimica feței. <laughs> dar ideea este că își dorește să învețe. De fiecare dată când mă apuc să fac de mâncare, el este lângă mine și mă întreabă cu ce să te ajute să fac. Uh, îmi spune de fiecare dată, știi că nu știu și nu mă descurc, dar în momentul în care tu mă pui, facem împreună și este ok. Într-adevăr, poate nu poate duce o mâncare de la început până la sfârșit singur, dar de fiecare dată când sunt în bucătărie mă ajută uh, și cred că până la urmă asta e cel mai important. M ne, uh... El taie legumele. Exact. Păi e mai bine așa pe cuvânt. El legumele, mi aduce toate, ingredientele, spală vasele, cal? un lucru e, foarte important. Eu urăsc să spăl vasele. Urești? Da, pentru da. că fac foarte mult. Îmi place dacă am, nu știu, morcovelul da. tăiat să-l am într-un bol. Cartofiorul într-un bol, ceapa într-un bol și atunci mă da. foarte multe vase. Vai, ce, ce chinuit e, Andrei, pe cuvânt. <laughs> da. <laughs> Îți dai seama câte vase. Do da, 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 chiar are multe vase. Dar trebuie să recunosc că pe lângă... Dacă nu gătește, asta e. <laughs> Iubito trebuie să spele vasele. Sunt perfect de acord. Da, corect. Și tu ce ai gătit lui? Ce-și dorea să mănânce făcut de tine? După Ciorpiza atâtea luni... de văcuță, își dorește și place foarte mult. Uh, clătite, tot la fel, săracul și-a dorit foarte nu mult. Nu se țări. vede nici la el că ar consuma. Are un metabolism extraordinar de bun. De invidia, da. da nu exact. știu ce mai caut aici, pe lângă noi, femeile care ne îngreșă imediat. Exact, din aer. Da. Ce mai mănâncă bun? Uh, sarmalele sunt preferatele lui. Ar putea mânca tu sarmale? Tu faci sarmale? Da, da. da atât am mâncat sarmale, cred că dimineața la prânz și seara și clătite. Nu este pretențios la mâncare, are, cred că vreo 5 feluri, 5-6 feluri, pe care eu, în mod normal, ar trebui să le rotesc. Deci nu e pretențios, nu trebuie să mă gândesc oare ce să gătesc astăzi, ce uh, somon uh, cu Așa. pe pad de... Nu, în niciun caz. A, știi că din e ale o, un lucru specific uh, bărbaților uh, din România. Nu prea încearcă ei tot felul de mâncăruri din asta. Eu uh, dau mereu exemplu tatălui meu când e cel la restaurant și îmi doresc să-i cumpăr tot ce nu-i face mama normal și ia meniu așa și se uită în meniu și frunzărește și se gândește stă și ospătarul acolo da domnul Ionescu, spuneți ce doriți și după ce s-a uitat el ce a făcut cartofi prăjiți? Deci este singurul lucru. A doua zi, dacă mergem la restaurant, fix același <laughs> lucru nu cere. Adică, da, nu, nu altceva. Așa e și Andrei cu exact. sarmalele. Da, să știi că și mie îmi plac sarmalele. Așa că atunci când faci sarmale, Gata, să te e... gândești și la mine, să-mi trimiți măcar acolo Da, te pot două invita sarmalele. cu mare drag. Vin, să știi, vin. Mie îmi plac mult de tot sarmalele în orice anotimp. Exact. Așa. Și uite, mă regăsesc în Andrei. Da, aici. Da, da. Ce zodie e Andrei? Taur. taur? Oh, nu se poate. Pe tu? ce dată este născut? Pe 18. Ah, credeam că este născut și pe 24 aprilie, așa cum sunt eu născută și eu sunt taur aia ne place nou sarmalele. Și apropo de zodi, la orele 17.30 vreau să reveniți aici. La UauViz vom avea o ediție specială alături de colega mea Bianca Comunici și, bineînțeles, astrologul nostru Ana Maria Ticea. Vom vorbi despre zodi, vom vorbi despre o anumită Zodie, Adriana de la Puterea Dragostei va fi alături de noi, așa că și dumneavoastră vreau să reveniți aici și pe Elena vreau să provoc să vină dată la o emisiune de-a noastră dedicată Zodii? Zodii. Chiar Crezi în Zodii? Uh, consider că sunt anumite caracteristici generale care se regăsesc în fiecare Zodie, dar după, uh, cred că este foarte important educația pe care o primim. Uh, cunosc persoane care sunt acelea zodi crescute în medii diferite și se vede, într-adevăr. Oricum, e o diferența. compatibilitate Dar... între tine și taur, da? Fecioara Dar... cu taurul se nu potrivește. Da. Păi, am învățat și perfect, eu de la Ana Maria Ticea uh, toate combinațiile. Și dacă este taur, Andrei, da, ai plac armale, ca și mie. Și eu sunt aceea zodie așa că noi suntem mai gurmanzi, așa. Ne place partea asta culinară. Voi ce faceți? Vă căsătoriți, nu vă căsătoriți. Ce să mai întâmplă între voi? Toată lumea e curioasă să afle. Sunteți împreună, asta este clar. Pentru cei asta care clar. au spus că nu ar exista, nu ar mai fi ceva acolo, nu e adevărat. Andrei este cu noi, chiar în spate. Este cu noi, este cu mine, mi este alături în toată perioada asta. Mi-a fost alături așa cum de altfel a fost și în perioada în care n-am fost împreună și eu am fost în Dominicană și vreau să-i mulțumesc pentru acest lucru. Suntem bine, ne trăim povestea de dragoste, am fost în vacanță, vrem să mai plecăm nu știu ce surprize exact îmi așteaptă el. Știu că ce îmi pregătește el, pardon. În ultima perioadă am tot fost întrebată de planurile de viitor, când o să mă ceară. Eu ca femeie nu cred că ar trebui să știu lucrurile astea, nu cred că ar trebui nici măcar să le simt. Ar trebui să fiu surprinsă și cred că de asta ar trebui să se ocupe el. Așa că nu știu să spun foarte multe lucruri sau planuri de viitor, pentru că în momentul în care iubești, în momentul în care îți place să fii surprins, aștept să fii surprins. Și asta aștept și eu. Da, dar taurii nu sunt așa, să știi, prea sentimental. Dar, în general, îți arată ce simt pentru tine cu adevărat. Și eu vreau să-ți garantez că în perioada în care ai fost în Republica Dominicană, am văzut în Andrei... O persoană specială și o persoană care, într-adevăr, te iubește cu adevărat. A venit aici și te-a susținut, în ciuda tuturor lucrurilor care se spuneau, și în ciuda unor anumite persoane care aveau de destul de mare și încercau să-l combată în anumite situații. Mi s-a părut stâlpul tău de aici, Elena. N-aveai de unde și... să știi lucrurile astea, dar. Bănuiesc că l-ai aflat. Atunci am văzut când ulterior, intors. exact. l am văzut ulterior și, așa cum am spus și mai devreme, vreau să-i mulțumesc. Și în continuare lucrurile stau așa, în continuare este alături de mine, în continuare chiar dacă am zile în care pic, că, nu știu, sunt acasă, că mă doar uh, anumite zone ale corpului sau că sunt, uh, nu știu, pur și simplu am o stare proastă, uh, el este cel care vine și îmi spune, hai, capul sus, hai zâmbește, hai că o să fie bine și cu siguranță vom reuși. Și cred că asta e cel mai important. Așa e, e cel mai important în viață lucru acesta. De ce ți e cel mai dor de la Survivor, Elena, acum, la atâta timp de cât te-ai întors aici în România? Cred că de plajă. De plajă? Mea. Da? da, da, da. La un moment dat mama mea m-a întrebat după șapte luni state acolo, cred că te-ai săturat de mare, de plajă. De... Și răspunsul a fost nu. nu, pentru că uh, nu -i... Eu de acolo mă încărcam și atunci a, mi se părea fenomenal în momentul în care vedeam că pot sta liniștită, în momentul în care vedeam seara începe cum poate fi cerul și câte stele și cum se vede luna și uh, ziua să stau puțin la plajă, să încerc să mă deconectez de la toate problemele și răutățile din camp. Și atunci, cumva, cred că mi-este doar de plajă și de... Bine, recunosc că mi-e doar de plajă, dar nu ca la Survivor și de o vacanță așa, în care să am și un cocktail și cineva să mă servească și nu chiar condițiile de, de acolo, pe dar care o aveam noi exact, acolo când. Exact. Când, când voi ați venit, când exact, cam venit, așa da. să fiu tratată corect, să nu lipsească nimic. Când ai bronzat prima dată acolo, a fost rău, fiindcă în dominicană este o altfel de temperatură, nu cea de aici. Și am văzut foarte mulți dintre concurenții care au participat în show cu multe pungi de apă pe, pe ei. Au avut acele probleme cu pielea. Tu ai avut-o în Dominicană? La corp, nu, la față. La față și după șase luni de stat acolo, eu încă mă ardeam pe față. Pe Probabil aveam uh, zona foarte sensibilă. Nu am reușit absolut deloc pe față să mă bronzez. Dacă la corp eram bronzată, pe față întotdeauna eram roșie. Și într-adevăr, soarele era foarte puternic, ardea foarte tare, nu aveam cu ce să ne protejăm bai, creme, și ce bai, să facem. Nimic, și atunci este. era normal că ne, ne pătrundea foarte tare și unii dintre colegi au ajuns inclusiv la arsuri. A, așa e, tu ai avut uh, și pe față probleme dermatologice sau de alt gen de, din cauza soarelui și mă rog și a lucrurilor care se întâmplau acolo pentru că n-aveai nici cu ce să te curezi exact, și exact, a exact. nămolului exact. erau fel de fel de lucruri care conduceau pentru o femeie la probleme ale pielii. Da, așa este Acum nu mai ai, dar atunci. Atunci, ceea ce a fost foarte bine a fost că nu aveam oglindă. Dacă, în mod normal, te gândești, vai ce mult mi-ar fi plăcut să am o oglindă, să mă aranjez, să. Nu. E mult mai bine să nu știi. Ce nu știi nu te afectează. Așa și e. În momentul și eu în merg care. Pe exact. Și în momentul în care nu te vezi de zi în oglindă și chiar dacă ai anumite probleme, nu ai cum să fii atât de conștient de ele. Plus de asta, acolo noi ne confruntam cu totul și cu totul alte probleme, mult mai grave. Trebuia să stăm să ne gândim, nu știu, poate la strategii de joc, cum să facem să câștigăm, inclusiv răutățile, care cum da. să ne mai certăm și să ne mai reproșăm unul altuia. Adică, eram destul de uh, activi de Dar dimineața. Nu până mai aveai seara. timp să vă mai gândiți ce probleme ai pe față, ce probleme ai pe corp, dacă ai urme, uh, și totuși a fost un moment în emisiune când uh, la un reward. Tu l-ai întrebat pe Petrișor cum arăți. De ce ai uh, simțit să faci lucrul acesta? Pentru că început să fie tot felul de discuții în camp și tot felul de uh, răutăți. Uh, simțeam că nu este ceva în regulă cu mine și cu corpul meu. Știam că luasem în greutate, nu știam cât. Uh, simțeam că mă umfl la față, pentru că la un moment dat am ajuns inclusiv la spital din această problemă și la un moment dat nu știam cum se vede acasă. Uh, aveam nevoie... Neapărat de o confirmare. Știam că Petrișor este și a fost întotdeauna sincer cu mine, de fiecare dată. Și voiam să știu părerea omului care mi-a fost alături de atâta timp, care este el, de fapt, cum vede lucrurile, cum sunt, sunt probleme grave, nu sunt probleme grave. Și asta m-a împins să îl întreb dacă. Sunt bine sau nu? Dacă sunt bine, cum arăt? <laughs> cum arăt? Cum arăt, Petrișor, a fost uh, întrebarea ta de la jocul acela de comunicare. Da, da, da. Uh, a fost o întrebare care a surprins pe toată lumea atunci și a fost interpretată în fel și chip de colegii tăi, dar eu, ca femeie, ți-am înțeles uh, foarte bine reacția pentru că noi, de fiecare dată, ne, ne gândim și la aspectul acesta și mai ales dacă există foarte multe discuții și... Uh, de reacții, poate unele ne la locul lor. Așa, Așa că, până la urmă, ce ți-a răspuns el, te-a ajutat să mergi cumva mai departe și să dai la o parte toate răutățile Răutății care mii. existau acolo, că au existat slavă Domnului și au fost comentate și răscomentate pe aici. Și se pare că nici acum nu s-au încheiat. De Din ce păcate? zice așa, mă, Elena? De... Că tot aud. Eu încerc să stau departe. Nu vreau să mă încarc negativ cu răutăți sau să mă gândesc la lucrurile urâte petrecute acolo. Dar, cumva, și vreau să le mulțumesc pe această ocazie familie Elena Marincea pe care o am eu, grupul meu și tuturor oamenilor care mă susțin și îmi sunt alături, mai primesc de la ei diverse lucruri. Uite, ai văzut ce a făcut X sau Y sau... Și, la un moment dat, cred că Acum nici nu mi-amintesc exact, cred că vreo săptămână. La un moment dat a venit la mine uh, un filmuleț uh, pe care l-a postat Zani pe rețelele lui de socializare, în care noi eram la un joc. El trebuia să se ține de capetele noastre și la un moment dat m-a prins pe mine cumva de păr și m-a tras. Într-adevăr, îmi amintesc că acel incident. Cu siguranță m-a durut, dar n-a fost. E important era ca noi să câștigăm. Mi s-a părut că după trei luni de zile să postezi și să te amuzi cumva de acel incident, este exact așa cum am spus și mai devreme, strig răutate. Și Cumva lucrurile astea se văd, se cern și cred că oamenii își dau seama cu siguranță de cum se comportă oamenii în continuare. Dacă sunt răutăcioși sau nu. Eu încerc să stau departe de lucrurile astea, dar alții poate să în, în momentul nu. în care ai văzut acel filmule, Mam adică parcă ai retrăit momentele din chem, când nu era totul chiar în regulă acolo. Uh, sincer, lucrurile astea îmi vin oricum inevitabil. Uh, sunt situații de viață cu care tu te confrunți și asociezi. N-ai cum să faci abstracție de lucrurile astea. Nu știu, dacă noi avem acum o discuție sau uh, intervine o persoană cu uh, o răutate da. Da. gratuită Hai. între noi, inevitabil îmi amintesc de ceea ce s-a întâmplat acolo și compar și sau să mă gândesc oare de ce. Dar cred că asta a fost lecția mea pe care trebuia să o învăț: că trebuie să, pe lângă faptul că trebuie să am mult mai mult încredere în mine, exact așa cum am spus și acolo, la răutate să răspundem cu bunătate. Și întotdeauna când am acționat așa, cred că am, oamenii au avut ce să învețe sau au știut, cei care au avut un fond bun, să aprecieze lucrul ăsta. Da, să știi că, uite, avem o fotografie din uh, Consiliu. Atunci când tu erai destul de supărată, și am zis că nu-ți o pun deloc astăzi, dar dacă tot a venit discuția despre Zani și despre ceea ce a făcut el atunci, sunt momente din Consiliu în care tu aveai reacțiile tale. Și din chem de acolo, uite, plângeai foarte mult mai ai lacrimele la <laughs> lacrimi sunt de fiecare dată mai ales dacă ai un motiv bine întemeiat este felul meu de a a fost de fapt felul meu de a mă descărca am mai tot spus și Uh, mă repet și acum, sunt o fire sensibilă și lucrul ăsta nu cred că îl pot schimba. Posibil să uh, mă întăresc, să merg la terapie, să rezolv cumva lucrurile astea, dar în momentul în care tu ca om ai un fond, e foarte greu să-l schimbi. Exact așa și la mine. În momentul în care, nu știu, poate mă uit de la... Nu trebuie să-l schimb. De ce să-l schimb dacă așa simți tu și e modul tău de a te descărca? Uite ce plângeai ce plângeai aici. Da. Nu pot să te întreb de ce plângeai, pentru că ai plâns de foarte multe ori, așa. Câteodată ai plâns și de bucurie, fiindcă au fost momente în care oamenii de acasă te-au susținut și te-au trimis pe primul loc. Exact, Lacrimile exact. pot fi și de felul acesta. Bine, a, aici erau de tristețe, asta e clar. Da, a fost acea perioadă uh... Îmi pare rău dacă am dat de înțeles altceva a oamenilor, dar cei care cred că s-au regăsit în mine îi simt și acum, atât de la, nu știu, copii de 12 ani până la Doamne toată firea care mi-au scris că se regăsesc în comportamentul meu, că și ele sunt fir sensibile, că știu cât de greu este. Și cred că asta este cea mai mare fericire pentru mine, să văd că se regăsesc anumite persoane în mine, că mă înțeleg, că ne înțelegem și că reușim să schimbăm ceva în bine, nu în rău. De aceea ai fost și atât de susținută în competiție, fiindcă într-adevăr au existat persoane care s-au regăsit în tine și nu puține, au fost foarte multe. Și de aceea mai vreau să mai citesc cumva din comentarii de oamenilor de acasă. Sunt multe pozitive la adresa ta. Vă mulțumim, doamna Anișoara Neculiță pentru mesaj și doamna Luminița Lungu, vă mulțumesc și pentru mesajul pe care mi l-ați trimis mie, sunteți foarte drăguță. Ancuța Panciuc, No are un mesaj. No Pozitiv pentru tine te întreabă și dacă ai mai ținut legătura cu alte persoane din competiție, cu Maria de exemplu de la Războieniș, dacă ai mai ținut nu legătura am ținut. sau cu nimeni? Uh, am mai ținut legătura, am vorbit cu Ștefan în momentul în care a fost ziua lui yeah. cu am urat ah, da, la știu, știu. am, văzut, era chiar aici da? și era foarte fericit. mai ales că uite, vezi în competiție sunt uh, frecușuri uh, și uh, cuvinte aruncate, dar uh, dincolo de competiție, dincolo în 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 de competiție revenim, da ar trebui altceva. să lăsăm la o parte toate aceste da. Brăutăți. Am văzut când e urat. Am vorbit cu fac. Irișa, chiar m-am întâlnit cu ea și vorbesc. Am vorbit cu Albert, apropo de... Da, chiar mi-ar face mare plăcere să vedeți o dată împreună de tu mare cu Albert drag. aici. Și mie mi, s-a părut că voi doi v-ați înțeles bine în competiție și nu numai că v-ați înțeles bine în competiție, dar asta a fost foarte longevive, așa. Iar eu am apreciez întotdeauna persoanele care intră într-un show și îl duc până la capăt. Iar uh, Survivor a fost uh, un format foarte dificil pentru Așa, voi, concurenții. Dur. Să stați șase luni acolo, mi se pare și acum incredibil. Da, dar uh, a fost o experiență frumoasă și cred că asta este cel mai important: să rămânem cu toate lucrurile bune și, slavă Domnului, au fost destule. Au fost și rele, dar au fost și frumoase pentru fiecare dintre noi și sunt sigură de asta. Așa, e. Elena, doamna Luminița Lungă spune despre tine, Elena, că ești o fată frumoasă, puternică, ai grijă de tine și multă sănătate. Vă mulțumim, doamna Gina, pentru mesaj. Sunteți foarte drăguță, fată educată și super, spune doamna Dorina Ghiuru. Uh, Emilia Petrescu, Elena, o femeie frumoasă și frumos uh, educată. Uh, sunt cam în uh, genul acesta uh, mesajele celor de acasă. Vă mulțumim mult pentru ele. Cum ai, uh, Vreau să-mi spui, Elena, cum ai rezistat psihic la unele jigniri din partea unor colegi? Uh, Te-am compătimit întotdeauna, spune doamna Lenuța Canda. Cu putere psihică, doamna. Um, Lenuța. Cu putere, cu rugăciune, cu. Avea o rugăciune anume, în, în... competiție? Am tatăl? spus tatăl nostru. Știu că a plecat Costioniță din competiție și eu îmi spuneam tatăl nostru dimineața și seara. Și mi-a dat un pont. Uh, mi-a spus că este foarte important uh, să spunem tatăl nostru seara de 9 ori și dimineața de 6 ori. Lucru pe care de altfel l-am făcut. Nu știu dacă uh, de a ajutat. Nu -a, dacă m-a ajutat, că de -a ajutat cu siguranță m-a da, ajutat. Da. Uh, nu știu exact impactul pe care uh, l-au avut aceste rugăciuni. Uh, dar ceea ce știu este că de fiecare dată acolo vorbeam cu Dumnezeu, vorbeam foarte mult. Uh, de la, nu știu, problemele pe care le aveam și de la suferințele mele până la uh, lucrurile frumoase căruia îi mulțumeam că mi le-a dat și că mă pot bucura de acele experiențe. Cred că credința. Credința a fost foarte importantă. Așa, ascultându-te pe tine, realizez că discuțiile pe care le aveai tu cu Dumnezeu acolo în Republica Dominicană, undeva pe un colț de plajă sau de junglă, depinde cum stăteați au fost cele care te-au ajutat să reușești să depășești toate momentele dificile. Încă era este. singurul care te asculta, care asculta. fără exact. să te judece. Exact, nu? exact. Așa este. Uh, Popirina, Irina, vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele uh, dumneavoastră frumoase la adresa mea și la adresa Elenei. Uh, mai era un mesaj foarte frumos uh, pentru tine, Elena. Uh, Mariana Radu spune despre tine că gândești foarte frumos, Elena, și te iubesc. Vă mulțumesc. Uite, uh, contează mult. Gina Sava, uh, toți au văzut în tine o fată foarte educată. Sunt foarte multe mesaje așa chiar ești un om foarte educat și are cei șapte ani dacă s-a văzut și pe mama Elenei aici în studio, cum, cum, să fie altfel Elena având asemenea părinți? Nu știu, am, avut, am avut privilegiu să am pe dânsa aici, invitată de două ori și, și mi-a plăcut urmărește, mult să de știi. Tot. Dacă ne urmărește o... <laughs> te pup și te iubesc, mami. O pupăm și o mai așteptăm aici. Vreau să fiu o dată cu mama ta aici. apropo de, apropo de acest lucru, um i-am spus că astăzi vin la voi și la un moment dat am întrebat-o, mami, vrei să vii cu mine? Și îmi zice, mama, ca să stau acolo cu tine, nu? Și zic, eu nu, poate inclusiv să fi pe canapea. Dacă nu te deranjează și mi-a zis nu, 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 niciun caz, a fost atât de greu în momentul în care tu ai fost plecată, încât uh, îi se pare că nu n-ar putea face față. Cumva nu e din lumea asta și s-a părut greu, uh, așa, este a fost o fire și emotivă. Foarte greu și dânsa. Da, inclusiv toate aceste subiecte nu știu cât de bine i-ar face. Pentru că, așa cum eu poate nu pot spune că sunt refăcută 100% uh, din niciun punct de vedere, așa încă o simt și pe mama. Că încă e. E fericită că am venit acasă, dar simt o oarecare tristețe. Poate pentru că se uită pe rețelele de socializare și vede diverse comentarii răutăcioase sau mama-i mamă și cu siguranță vă afectează orice. Așa este. Dar o iubesc uh, mult și îi E foarte drăguță mama ta și-i promit doamnei că atunci când va veni aici în emisiune vom vorbi doar despre relația dintre voi două și nici de cum de Survivor... Uh, sau de alte lucruri urâte care se întâmplă pe rețelele de socializare. Poate așa într o ediție de sărbători când îi avem aproape pe părinți, pe cei dragi, să vă avem aici împreună. Cu mare drag. Și sunt sigură că atunci doamna o să vină, nu o să întrebăm de niciun lucru urât. Și sper că dacă este cu mine pe canapea, să pot să-i dau putere. Da, să-i dai foarte multă da, și putere. Încredere tatăl tău mai are vovuzeaua pe care o ține acolo de teroriza blocul da. în timpul competiției? Da, oare? Chiar mi -a rătat o Chiar mi-a arătat în momentul în care m-am întors și era... Cred că toți vecinii știau că în momentul în care Elena câștigă un punct sau uh, faimoșii câștigau ceva, se declanșa Era petrecere. sunetul. Da. da. Uh. A lăsat în urmă survivorul acesta foarte multe lucruri frumoase, știi? La vremea respectivă poate le vedeai altfel. Dar acum, uite și susținerea asta cu vozea mi s-a părut uh, extraordinară. Și povestirea mamei tale, pentru că de la mama ta știam asta cu felul în care se manifestă Tata. tatăl tău da. atunci când urmărește Survivor. Da, corect. O să pună și... acolo... Uh, să fie un obiect de mare preț. Da. Nu? Dar uh, și Andrei, uh, iubitul avea, meu avea, avea tot o, ceva tot de tot, da, ceva de genul, mi l-a arătat nu, acasă. Spus. Da, 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 îl dau eu de gol. Da, tu exact. De gol, da? <laughs> și la fel, uh, uh, am înțeles că o folosea destul de des, nu știu dacă vecinii au fost deranjați de acest sunet, dar uh, mi-a arătat. Da? Ce Era un sunet destul, mai destul de <laughs> Își proteja vocea, vezi? Da, nu exact. să țipe. Corect. Da, e Se o modalitate, cumva. da. Nu, e o modalitate de a te susține. Sunt sigură că te susțineau și votându-te în competiție, dar încercând să-ți trimită și energia lor pozitivă, să ajungă cumva la tine acolo, în Republica Dominicană. Da. Și cumva, uitându-mă la poza pe care eu am primit-o la un reward, simțeam că așa cum pot vorbi cu Dumnezeu, pot vorbi și cu acea poză. Chiar dacă ei nu mă auzeau, eu încercam să vorbesc cu ei. Și cred că m-a ajutat, și lucrul, m ajutat și lucrul ăsta. Că e important. În momentul în care ești departe de familie, în momentul în care ți este dor de ei, în momentul în care uh, ai vrea să iei alături, în momentul în care vezi că ai o poză cu ei... Și acum o am acasă, i-am dat-o mamei mele să aibă mare grijă de ea și este, nu știu, uh, era cred că ceea ce aveam eu cel mai de preț de acolo. Bilețelul de la Andrei și poza cu familia mea. Ce frumos! Uite, așa încheiem emisiunea noastră de astăzi cu bilețelul de la Andrei și cu fotografia. Mi-aș dori foarte mult să le aduci într-o ediție viitoare aici Mare la, la ștafeta mixă, să le mai revadă oamenii de acasă și să, să povestești tu altfel despre însemnătatea lor Aș putea aici, aduce ană. pentru că, așa cum am spus mai devreme, că ar trebui să rămânem cu lucrurile bune. Am păstrat, cred că, tot ceea ce am considerat că este ok de la Survivor, inclusiv pantalonii care mi-au fost rupți, inclusiv uh, ghiozdanul, inclusiv farfuria aceea a mea. Adică am câteva lucruri pe care le-am păstrat și pe care le țin acolo amintire că a fost o experiență frumoasă a fost o experiență frumoasă, le aducem pe toate aici și vorbim despre ele îți mulțumesc mult Elena pentru prezența de astăzi, a, și eu a fost invitație. o reală plăcere așa, așa cum mă așteptam eu să fie, așa, a fost o discuție între fete de data aceasta așa cum v-am mărturisit la începutul emisiunii Alex Nedelcu nu a putut să fie alături de noi are o absență motivată l-aștept cu drag săptămâna viitoare să reîntregim ștafeta, iar pe Elena să vină aici cu toate amintirile ei frumoase de la Survival. Așa am să fac. Mulțumesc frumos pentru invitație, vă pup pe toți și vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă mulțumim și să aveți o după-amiază frumoasă!